că vine o informație de ultimă oră. O auto specială a Serviciului Român de Informații a fost implicată într-un accident rutier pe o șosea din județul Buzău și vedem chiar acum aceste imagini. Alte două mașini au fost implicate în acest accident. O femeie de 27 de ani, înțelegem că ar fi învățătoare, a vrut să vireze la stânga tocmai pentru a ajunge la școală, moment în care a avut loc acest accident. Autospeciala SRI s-a răsturnat în urma impactului. Doar femeia de 27 de ani are răni ușoare care nu îi pun în pericol viața. Un al treilea șofer, un bărbat de 73 de ani, a scăpat și el fără nicio rană. Polițiștii trebuie însă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat și cine a fost vinovat pentru acest accident.